Bună, fetelor! Eu sunt Petronela și astăzi voi pregăti pulpe umplute. Pentru pulpe umplute aveți nevoie de 4 pulpe un pic mai măricele, o ceapă mare, 200 de grame de ciuperci din conservă, 200 de grame de cașcaval, 2 ouă, sare, piper, mărar și 100 de mililitri de ulei. Acum o să dezosez pielea mea. Am nevoie de piele. Da? Bagați mâna frumos așa pe dedesubt, să nu rupeți pielea. Trebuie să rămână cam așa o bucățică de os, da? Cam așa trebuie să rămână. Bine, noi avem de ea nevoie. Punem la un pic de ulei în fugare. Adăugăm ceapa. Iată. Pun și sare. Am pus ceapa, o las la înăbușit bine să moaie. Am pus un pic de sare, piper. Voi adăuga pulpele tocate. Este compoziție. Compoziția cam așa arată. Voi adăuga un pic de mărar uscat, pion, dar voi puteți pune verde. Voi pune cașcavalul, că am nevoie să se topească. Adaug un pic de sare, iar când compoziția este un pic călduță, atunci voi adăuga și ouă întregi. Cam asta e compoziția, cașcavalul se va topi. Voi adăuga și ouăle, unul câte unul. Se pune o ouță pentru a lega compoziția, să nu se... El oricum se va lega de la cașcaval. Îl adăugăm și pe al doilea. Și cam așa. Și acum trecem să le umplem. Foarte ușor sunt de făcut. Nu sunt grele, nu sunt complicate. Nu sunt foarte multe ingrediente. Voi mete un pic de ulei. Îl folosesc printre asta spray, că e mai fain, laterale, se lipește foarte bine. Bun. Acum voi lua o lingură și voi începe să umplu pulpele. Luați compoziția, apăsați bine. Și puneți în palpă. Și luați cu mâna, că nu puteți să puneți cu lingura. Sătriți foarte bine. Cam așa, trebuie să arată pulpa. Așa. O să le unc cu ulei rămas, da? Iau și le unc frumos. Nu se pune apă la pulpe. Pur și simplu le puneți o folie de aluminiu și la cuptor pentru 30 de minute la 180 de grade și sunt gata. Pentru că în interior mâncarea este gătită, cărnița și toate ceapa, ciupercile sunt gătite. O să le înțep un pic
folia o înțepă un pic ca să iasă aburul și să pătrundă, să rămânească frumos. Pulpele sunt gata, cam așa arată. O să le așez pe un platou și revin cu rezultatul final. Pulpele umplute sunt gata, cam așa arată. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați pe like și să vă abonați. Vă mulțumesc!